Îngerul bisericii din Laodicea scrie: Iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot! Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu du-o lipsă de nici, de nimic. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu-ți se vadă rușinea goliciunii tale și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Dați-mi voie să mă rog Domnului. Tată scump din ceruri, în această seară, în numele scump și drag a Domnului Iisus, suntem ridicați înaintea cuvântului Tău și te rog, o Doamne, să ne binecuvintezi. Lasă cuvântul Tău în această seară să ne vorbească. Lasă Duhul Tău cel Sfânt să ne învioreze, Doamne, și să ne trezească la realitatea care Tu o dorești, o Doamne. Dacă în viața noastră, dacă în atitudinele noastre, dacă în trăirile noastre, Doamne, am ajuns căldicei, te rog în această seară, prin Duhul Sfânt, aprinde-ne de Tine, Doamne. Ajută-ne să ajungem din nou la acel clocot a dragostei divine, a bunătății și a îndurării Tale, Doamne, în care să ne iubim unii pe alții, în care să ne dorim unii pe alții, în care să ne slujim unii altora în dragoste, Doamne, și în care să Te iubim pe Tine din toată inima noastră. Te rog, iartă-ne, Doamne, de căderile noastre, iartă-ne de slăbiciunile noastre și prin cuvântul Tău în seara aceasta, edifică-ne, Te rugăm, ajută-ne să ne pocăim, Doamne, personal Te rog, întărește-mă, dă-mi putere, Doamne, ajută-mă să stau în capul oaselor, ajută-mă să Te iubesc, Doamne, ajută-mă să vestesc cuvântul Tău sub ungerea și autoritatea Ta și bine-ți cuvântă-ți Biserica Sion în această seară. Mă rog să binecuvintez pe toți cei prezenți, mă rog să binecuvintez pe cei care nu sunt în locul acesta. Doamne, Te rog, cercetează-i acolo unde se află, atinge-i prin Duhul Tău cel Sfânt, Te rog, vorbește-le, Doamne, și ajută-i să se întoarcă la dragostea dintâi. Mă rog și pentru fratele Vasile, Doamne, vindecă-l, Doamne, atinge-te de el, Te rog, eliberează-l de această neputință, dă-i putere de slujire, Doamne, dă-i lumină din Tine, dă-i călăuzire din Tine și lasă pacea Ta în viața lui și în biserica aceasta. În numele Domnului Iisus m-am rugat și îți mulțumim. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Frați și surori, suntem în casa lui Dumnezeu în această seară și e bine că suntem aici. Este singurul loc unde Dumnezeu cred că ne mai poate vorbi așa cum vroiește El. În afară, Dumnezeu ne mai vorbește printr-un accident, ne mai vorbește probabil printr-un pericol, ne mai vorbește probabil printr-un coleg de serviciu și spune: hopola mă, tu nu ești pocăit, cum de mai bei o bere sau cum de vorbești în halul acesta sau cum de nu ești la biserică când la voi e biserică și ești pe șantier să faci bani sau... Egal, Dumnezeu are posibilități să ne vorbească, însă în această seară Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul Său. Și acest cuvânt care vine din partea lui Dumnezeu este valabil în primul rând pentru mine și apoi pentru dumneavoastră. Pentru că dacă nu-i valabil pentru mine și dacă nu-mi vorbește mie, nu știu dacă v-ar putea vorbi dumneavoastră prin mine. Pentru că atunci când Dumnezeu ne vorbește, Dumnezeu ne vorbește ca să luăm seama.
El are un scop foarte bine definit. El nu vorbește numai să fie vorbit. El nu vorbește numai să se afle în treabă, așa cum mai vorbește și femeile noastre pe acasă, mai vorbește și copiii, probabil și noi mai vorbim câteodată, să ne aflăm, să vorbim și noi ceva. Dumnezeu atunci când vorbește are un scop foarte bine definit și scopul lui este foarte clar, să ne aducă la realitate și să ne spună că El vine în curând. Și toți cei care sunt gata îi va lua cu El acasă. Promisiunea este foarte clară. Și toți cei care nu sunt gata, toți cei care și-au mai făcut timp și de alte lucruri și se rezolve și alte probleme și în relația lor cu Domnul nu îi sunt gata, s-ar putea să rămână să se mai pregătească. Însă cuvântul Domnului spune că foarte greu se mai vor mai pregăti aceia care vor rămâne de la răpire. Am venit în seara aceasta la dumneavoastră cu mult drag, îmi pare rău că fratele Opriș nu este aici, dar dați-mi voie să vă spun o experiență mea și nu mă judecați. Probabil că unii mă veți judeca în seara aceasta, este problema voastră. Cineva m-a atenționat și mi-a spus, vezi cum predici, că oricum ești interpretat. Și am spus, atâta timp cât predic cuvântul Domnului, oricum sunt în cuvântul Domnului. Poate știți, anul acesta Dumnezeu mi-a îngăduit să am probleme cu inima și când doctorii m-au depistat, primul lucru mi-a spus, stai acasă o lună de zile, stai acasă, nu faci nimic, nu faci eforturi, stai acasă. Au încercat pe loc în spital să-mi rezolve problema, n-au reușit pentru că nu era loc, trebuia să ai asigurare privată, cum nu aveam asigurare privată, a spus doctor, uite, eu îți dau medical, te duci acasă, stai liniștit și dacă se întâmplă cumva să te iei rău, te duci la urgență. Și am spus bisericii și s-a rugat biserica și frații pentru mine. Am fost trecut pe lista de rugăciune, aici văd că nu aveți listă, probabil că n-ar fi rău să o faceți, să vă susțineți frații care trec prin încercări, care trec prin probleme, este un lucru bun, însă așa cum niciun proroc nu-i prețuit în patria lui, așa spune Domnul Iisus, la un moment dat s-a dus la el în Nazaret și spune că oamenii de acolo, setenii lui, l-au luat, l-au dus pe sprânceana muntelui și a spus în râpă cu el să moară. La un moment dat eram bolnav, mă rugam și eu Domnului, se ruga și familia, se ruga și biserica și am sunat o biserică unde mă mai duc eu în misiune acolo, din când în când să-i vizitez. Și am spus fraților, de fapt cred că ei m-au sunat, frate când mai vii pe la noi? Și am spus nu știu când mai vin că sunt bolnav, între timp m-am îmbolnăvit, inima face probleme și am spus frații de acolo, nu nimic frate, că noi ne rugăm Domnului pentru tine. Și zice, și postim. Am stat așa și am auzit că a fost pentru prima dată în viața mea când cineva mi-a spus că se roagă și postește pentru mine. Și am zis, eu așa, în biserica noastră, nimeni n-am auzit să zică din 300, frate Secăli, uite când stai în post pentru tine, că Domnul mi-a pus pe inimă sau să postim pentru tine. Și n-a postit nimeni. S-au rugat, slăvit să fie Domnul. A trecut lucrurile și am zis înainte de a merge la spital, venea timpul să mă duc la spital și am stat înaintea lui și am spus, Doamne, eu mă duc acolo, acolo e mâna doctorilor, dar mâna ta este mult mai sensibilă, este mult mai binecuvântată. Dacă vrei, atinge-te și de mine. Și am ieșit la ungere când s-a făcut duminica ungerii a cinei Domnului și am spus fratelui păstor, fratelui Ancheș, frate Ancheș, te rog să-mi faci și mie ungerea cu un de lemn. Trebuie să merg la spital și aș vrea înainte să mă pun în mâna Domnului. Și ne-am rugat Domnului cu biserica, am mers la spital și după ce doctorii mi-au făcut 3 ultrașaluri și mi-au făcut și cateta, a spus profesorul de acolo, Domnule, inima dumneitale nu sângerează. Aveam o valvă care nu mai închidea și Dumnezeu i-a dat funcționare normală. Slăvit să fie numele Domnului. Frații mei, nu poate face omul, dar face Dumnezeu. Dar m-am stat și m-am gândit și am zis, de ce oare biserica aceea din Romani, din România? Am plecat pe urmă că m-am făcut bine și mă simt bine, slăvit să fie Domnul. Nu știu care se simte mai bine ca mine. Am mers acolo în vizită. Și curiozitatea, că așa suntem noi curioși, știți? Oamenii, eu sunt curios de felul meu, nu întotdeauna.
Și am zis, fraților, vă mulțumesc că v-ați rugat Domnului și am auzit că ați și postit pentru mine. Zic, ați putea să ridicați o mână sus care ați postit pentru mine. Și vă spun sincer ce m-am gândit, eu sigur că era o bătrână, vreun frate, doi ori fi, când au ridicat mâna, frații mei, în procent de 90 și ceva la sută, au fost cu mâna sus și au spus, noi ne-am rugat și am postit pentru tine. Frații mei, mă întreb oare, dar mă întreb eu așa, de ce oare, m-am întrebat, de ce o biserică de la 1000 de kilometri distanță a trebuit să stea în post, fără să-i rog eu, fără să le spun eu, oameni buni, faceți bine, rugați-vă că trec prin încercare. Și biserica locală s-a rugat pentru mine și se roagă, mulțumesc Domnului, dar oamenii au făcut mai mult, nu? Vă întreb astăzi, dumneavoastră, vă rugați și postiți pentru oamenii care trec prin încercări? Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Frații mei, este o vreme în care fratele Cosmin spunea că apostolul Pavel scrie lui Timotei, în vremurile din urmă sunt vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori de bani, lăudăroși, nesupuși și. În vreme ca aceasta, biserica Domnului este chemată să trăiască în unitate, frații mei. Dacă afară sunt lupte, dacă afară sunt probleme, dacă afară plouă și frig și minus 20 de grade, în casă trebuie să fie plus 20 de grade, ca să putem să trăim și să ne simțim bine. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Sion, să binecuvinteze fiecare membru și fiecare mădular în parte. Cum spunea fratele Cosmin și am fost foarte atent, foarte atent, vă spun sincer, la ce cuvânt se vestește și la dumneavoastră, să vă ridica la noi. Și mi-a plăcut. Acel exemplu cu mâinile, acel exemplu cu degetele, exemplul fratelui Petrică, toate sunt minunate. Dar să știți, între a zice și a face este o mare diferență. Pentru că Domnul Iisus Hristos spune la un moment dat, de ce îmi ziceți Doamne, Doamne și nu faceți? Aici este problema. Una este să spui și alta este să faci. Și mă rog ca Dumnezeu în vreme ca aceasta să ne ajute să zicem și să facem, frații mei. Pentru că Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru El. Și aș vrea să câteva cuvinte din textul din această seară să împărtășim împreună din cuvântul Domnului. La un moment dat m-am gândit să vorbesc din altă parte, tocmai mânat de un alt gând, dar când fratele Vasile mi-a spus că de obicei se predică textul din care este citit, dacă se poate, și am zis ok, luăm textul din calendar. În această lună, toate bisericile Domnului din Austria au această programare în care Dumnezeu la sfârșit de an vine și ne aduce în 7 duminici 7 biserici din Apocalipsa. Toate aceste 7 biserici, frații mei, dacă veți citi și dacă ați avut timp sau veți citi în continuare, veți vedea că au avut probleme, au avut lucruri cu care s-au confruntat, au avut oameni care au luat-o într-o parte, dar au avut și oameni încă care, spune cuvântul Domnului, că îl iubeau pe Domnul, nu și-au mânjit hainele, au rămas în curăție, au rămas în apropiere de Domnul. Însă în biserica din Laodicea, nu spune Dumnezeu când cercetează această biserică de nici unul că este într-o stare bună. Ați auzit, am citit împreună acest text. Pe nimeni nu laudă Domnul. În alte biserici mai laudă Domnul. Ai acolo câțiva care nu iubesc faptele necolaiților. Ai acolo câțiva totuși care nu și-au mânjit hainele. Dar când este vorba de biserica din Laodicea, spune, cu alte cuvinte, vorba noastră, toți sunt o apă și un pământ. Un lucru care este foarte clar. Poate venim la biserică și mai spunem noi, nu știm, mai vede Domnul, mai aude Domnul, mai știe Domnul, mai e Domnul cu noi, mai... Frații mei, conform cuvântului lui Dumnezeu, cel care cercetează biserica este Dumnezeu slăvit să fie numele Domnului. Și în această seară cuvântul Domnului vine și spune, știu faptele tale. Dumnezeu din ceruri, Iisus Hristos face o analiză acestei biserici din Laodicea și spune, biserică din Laodicea, eu știu faptele tale. Că le-ai făcut în ascuns, că le-ai făcut pe față,
că crezi că nu te știe nimeni, că crezi că știe toată lumea. Eu unul știu totul. Domnul Iisus Hristos vine și face o analiză, frații mei, și se integrează în această biserică și stă de vorbă cu această biserică, cu toate că cuvântul Domnului ne relatează că această biserică și-a făcut o analiză și și-a făcut o analiză subiectivă. Și aș vrea să citim, să vedeți ce spune Domnul Iisus Hristos. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot. Știți cum este starea aceasta? Exact ca și când tu te duci la terme. Bagi mâna în apă și spui, pot să fac baie sau nu pot? E fierbinte? Nu mă arde. E rece? Nu e rece. E caldă? E bună. Fac baie. Și te simți comod, te simți lejer. Venim la biserică, creștinii aceștia din Laodicea veneau la biserică, n-aveau treabă ei cu nimeni, stăteau pe scaunul lor. Spunea că e bine așa. Și Domnul vine și spune, pentru că ești cald, pentru că nu ești nici rece, nu ești nici înclocot, am să iau măsuri împotriva ta. Dumnezeu nu dorește să fim creștini numai cu numele, frații mei, îmi spun mie în primul rând. Dumnezeu vrea să fim creștini adevărați, frații mei. Domnul Iisus Hristos vine mai jos și spune, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Îmi vine greu să vorbesc din textul acesta în seara aceasta, mai ales că sunt musafir. Vorbeam mult mai degajat la noi acasă, la Betleem, pentru că n-aș vrea să supăr pe nimeni, n-aș vrea să jignesc pe nimeni în această seară. Însă cuvântul lui Dumnezeu vine în Laodicea și spune această caracteristică. Oamenii de acolo erau confortabili, spune, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Asta este analiza care și-a făcut-o biserica din Laodicea. O analiză superficială, frații mei. Însă vine Domnul Iisus Hristos și face o analiză obiectivă și spune, fii atent aici, laodicenilor. Tu ești ticălos, tu ești nenorocit, tu ești sărac, ești orb și gol. Nu se potrivește deloc cu ceea ce spunea biserica din Laodicea, cu ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos despre ei. Absolut deloc, ci dimpotrivă, în contradicție. Și de ce? Domnul Iisus Hristos vine și merge mai departe și spune, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești și haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Cu toate că această biserică din Laodicea, dragii mei, era departe de voia lui Dumnezeu, era departe de așa cum dorea Dumnezeu să fie, cuvântul lui Dumnezeu vine clar și ne relatează și ne spune foarte clar, această biserică care se vedea bine în ochii ei și rău în ochii lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos are pentru ea un sfat. Și spune biserică din Laodicea, te sfătuiesc să vii la mine. Primul lucru, pentru a putea ieși din această stare confortabilă, din această stare în care credem că ne merge bine și bine așa, Domnul ne sfătuiește și sfătuiește pe laodiceni să vină la El. Pentru că doar atunci, în prezența Domnului Iisus Hristos, dragul meu, pot să învăț starea mea așa cum sunt. Și mi-aduc de aminte de fratele Lungu. Nu știu câți, probabil că puțin sunteți care îl cunoașteți și l-ați mai prins. Stăteam acolo și mă rugam pe scaun lângă el. S-a plecat pe genunchi și prima vorba lui a fost, Doamne, ai milă de mine, ticălosul. Credeți-mă că am deschis ochii. Îl știam un sfânt și a fost un om al lui Dumnezeu. Dar când stai în fața lui Dumnezeu, frații mei, când stau în fața lui Dumnezeu și mă uit la mine,
Nu pot decât să spun că sunt un ticălos, frații mei. Chiar și faptele noastre bune, spune cuvântul Domnului, că sunt ca o zdreanță murdară. De multe ori noi ne uităm la Cosmin, de exemplu, sau vă uitați la mine, sau nu știu la care, și greșim, pentru că și eu sunt om și greșesc. Și Domnul ne învață și ne spune, veniți la mine, uitați-vă la mine. Frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, pune în cartea Evreilor, ațintiți-vă privirile în marele apostol al mărturisirii noastre, adică la Iisus Hristos. Trăim o vreme în care biserica Domnului este tot mai lumească, este tot mai firească, este tot mai comodă, este tot mai lejeră și lumea a intrat în biserică cu pași mari, nu la voi, la noi și în altă parte. La voi cred că nu-i cazul. Dar frații mei, începem și în această situație. Noi ne uităm la oameni și arătăm cu degetul la oameni. Și Domnul vine și spune, uitați-vă la mine, veniți la mine, pentru că de la mine puteți să cumpărați. Ce vei putea cumpăra de la mine? Ce vei putea cumpăra de la altul? Probabil stările noastre, probabil de multe ori neputințele noastre, ticăloșile noastre, dar de la Iisus Hristos, frații mei, putem să cumpărăm, și ascultați ce spune, poți să cumperi aur curățit prin foc ca să mă îmbogățesc. Care dintre dumneavoastră are nevoie de aur? Nu îndrăzni să ridicați mâna, eu am nevoie. Mie mi-e drag aurul. Eu am nevoie. Dar aur de la Domnul, frații mei. Știți care este aurul Domnului? Și ascultați-mă bine, cuvântul Domnului în 1 Petru, te rog frumos să mă ajuți, capitolul 1 cu versetul 7, cuvântul Domnului spune, pentru că încercarea credinței voastre, care este mult mai scumpă decât aurul care piere și care totul este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava, cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Amin. Frații mei, care este aurul în Scriptură? Credința. Încercarea credinței, credința este aurul în Scriptură. Trăim o vreme în care biserica Domnului își pierde tot mai mult credința. Dacă ne trece Domnul printr-o încercare, dacă se întâmplă să mi se întâmple ceva, să pierd bani, să mă îmbolnăvesc, să cutare, Doamne, dar de ce? Dar Doamne, chiar pe mine? Și dacă durează un pic încercarea, Doamne, dar chiar așa, dar Doamne, se poate? Dar cum, Doamne? Pentru încercarea credinței voastre, care este mult mai scumpă decât aurul și piere. Aurul piere, dar credința rămâne, slăvit să fie Dumnezeu. Și mă rog în această seară Dumnezeu să ne umple de credință, frați și surori. În această seară Duhul lui Dumnezeu să ne umple de credință, căci credința este darul lui Dumnezeu. Nu-i darul meu, nu pot să vi-l scot din buzunare. Nu poate nimeni să vi-l scoate din buzunare. Singurul care poate să ne dea credință este Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Și în această seară Duhul lui Dumnezeu să ne umple de credință inimile noastre. Pentru că dacă ne umple inima noastră de credință, pierdem aurul din buzunare. După ăla care umblăm și fugim toată ziua, după ăla care ne pierdem timpul toată ziua și nu mai avem timp de biserică, nu mai avem timp să ne uităm la Hristos, lasă acolo puțin. Nu avem timp să ne uităm la Iisus Hristos și nu mai vrem să cumpărăm. Că cum să cumperi? Că aurul e scump, nu-i așa? Frații mei, ascultați-mă bine. Venitul la biserică este cumpărare de aur. Aici Dumnezeu ne întărește în credință. Vine Dumnezeu prin cuvântul Său și ne învață. Vine printr-un frate și ne ridică și ne înviorează. Vine prin altul și ne mustră. Pentru că îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Și Dumnezeu ne cercetează și ne echipează din nou. Și zic, Doamne ajută-ne, faceți-vă timp să veniți la casa Domnului. Și îți puteți leșile ceilalți care nu vin și care nu sunt aici, să vină la casa Domnului. În altă parte, somnul, pierderea de timp în altă parte este nu altceva decât pierdere. Aici, la casa lui Dumnezeu, Dumnezeu mai vinde încă credință, slăvit să fie numele Domnului. Și aduceți-vă de aminte, când cuvântul Domnului relatează și spune că toate cele 10 fecioare au ațipit, la miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Câte s-au trezit? 10, toate. Câte au avut un de lemn? 5. Și celelalte au zis, unde lemn? Unde lemn? Unde lemn? Păi du-te la piață. E târziu. E târziu atunci, frații mei. Credința Domnului și aurul scump, aici îl dăm vreme ca și îl dă de gratis.
Îl dă de gratis. Ne-l împarte de gratis. Trebuie doar să venim și să luăm. Și veniți la mine, a spus Domnul, și cumpărați. Dar Domnul să ne ajute să cumpărăm și să ne dea credință din El. Slăvit să fie numele Domnului. Al doilea lucru care Domnul vine și spune la biserica din Laodicea: cumpărați de la mine. Haideți să citim din capitolul 3 cu versetul: vă sătuiesc să cumperi de la mine, versetul 18, aur curățit prin foc să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele, să nu ți se vadă goliciunea. Haine albe, toți suntem îmbrăcați, unul cu negru, unul cu alb, unul cu roșu, egal. Și nu ni se vede goliciunea. Și biserica din Laodicea era bogată. Cuvântul Domnului spune că s-au analizat și au spus: noi avem tot ce ne trebuie. Noi avem bani, nouă ne merge bine, noi nu suntem. Noi avem haine, noi avem lux, noi avem de toate. Și Domnul vine și spune: e sărac. Vine și cumpără de la mine haine albe. Și te rog frumos să pui în Apocalipsa, capitolul 19, cu versetul 8, să vedeți care sunt hainele care Dumnezeu îi îmbracă pe sfinți. Și s-a dat să se îmbrace cu in subțire și strălucitor și curat. Inul subțire sunt, spuneți dumneavoastră, faptele neprihănite ale sfinților. Dacă vreau și dacă vrei să nu ni se vadă și să nu ți se vadă goliciunea, trebuie să venim și să facem fapte neprihănite, fraților. Noi facem fapte, dar întreb în această seară și mă întreb pe mine: dragostea e o faptă? Se arată? Faptă. Pacea e o faptă? E o faptă. Iubirea, de semeni, e o faptă? E o faptă. Cearta e o faptă? E o faptă. Mânia e o faptă? Răutatea? Ura? Supărarea? Mâniați-vă și nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră. Și mă întreb, oare de câte ori n-a apus soarele peste mâniile noastre? De câte ori poate ne-am culcat supărați și ne-am trezit mai supărați? Și am zis astăzi... Și ne-am culcat seara din nou și mâine ne-am trezit mai supărați. Și după ce ne-am supărat, ne-am îmbolnăvit și am intrat în cangrenă. Nu mai putem să iertăm, nu mai putem să uităm, nu mai putem să iubim, nu mai putem să ne suportăm. De ce? Pentru că n-am împlinit cuvântul Domnului. Și Domnul vine și spune: cu hainele de in subțire și curat vor fi îmbrăcați sfinții când va veni Hristos în împărăția Lui, frații mei. Și acestea sunt faptele neprihănite ale sfinților. Acestea Dumnezeu vine prin cuvântul Său în această seară și ne sfătuiește. Vedeți că Dumnezeu, m-am uitat aici, nu obligă pe nimeni. Nu spune: măi, dacă nu, te-am tăiat. Te sfătuiesc, spune Domnul, așa de bun, așa de dulce, așa de îngăduitor, cu totul că starea celor din Laodicea nu era bună deloc. Domnul vine și spune: te sfătuiesc să vii la mine și să îți cumperi haine, să faci fapte, ca să te poți îmbrăca în ele și să fii acoperit de slava lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Și în această seară mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica din Sion cu fapte neprihănite, frații mei. Este vremea cea mai potrivită. Sunt momentele cele mai prielnice să stăm și să facem o analiză corectă. Domnul merge mai departe și spune să îți cumperi doftorie pentru ochi ca să vezi bine. Vă întreb în această seară: vedeți bine? Mă întreb pe mine: văd bine? Cei din Laodicea n-au văzut bine. Cei din Laodicea s-au văzut bogați, s-au văzut în regulă, s-au văzut mai bun probabil ca și alții și Domnul spune: ești orb! Și te sfătuiesc să vii la mine să cumperi alifie, nu ochelari. Vedeți, noi când avem probleme cu ochelari, ce m-a zis pe mine? Nu, am pus o pereche de ochelari ca să văd. Domnul nu ne dă ochelari. Domnul vine și ne repară ochii, frații mei, să vedem bine, să deslușit. Și zice: Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și aduceți-vă de aminte că probabil veți spune: măi, eu văd bine, zi tu, frate Zeghele, ce vrei, eu văd bine, eu știu, eu am analiza mea, mie nu trebuie să-mi spui nimeni. Eu văd bine, eu știu. Și eu vreau să vă contrazic.
de multe ori vedem rău. Domnul Iisus Hristos a înviat din morți și mergea spre Emaus. Pe drum erau doi creștini care au trăit cu Domnul, doi ucenici, care 3 ani și jumătate au umblat cu El și care L-au văzut și au mâncat pâine din mâna Lui și a împărțit acolo pâinea mulțită și pești și a văzut minunile Lui Dumnezeu și au mers cu El multă vreme pe drum și Domnul le explica Scripturile și le spunea că trebuia să se întâmple și ei se minunau și la un moment dat spunem, păi cum? Îl întreabă pe Domnul, tu ești singurul străin care nu știi ce s-a întâmplat în Ierusalim în zilele acestea? Și Domnul intră cu ei în casă până la urmă că îl cheamă și stă acolo de vorbă cu ei și la un moment dat vine pâinea și Domnul frânge pâinea. Și când frânge pâinea, spune cuvântul Domnului că ochii ucenicilor s-au deschis și a spus, este Domnul. Observați dumneavoastră ce diferență? Cu aceiași ochi. Să nu-L vezi pe Domnul, să nu-L cunoști. Însă când Duhul lui Dumnezeu și când Domnul deschide ochii, îl văd pe Domnul și spun, este Domnul, nu ne ardea inima noi când ne tâlcuia Scripturile, când vinea. Și spune că au lăsat toate în momentul acela și s-au întors din nou în Ierusalim. Dragii mei, probabil că a fost vreme în care am avut ceață pe ochi, în care am spus că vedem bine și am văzut rău. Să facem ca și ucenicii care s-au întâlnit cu Iisus. Când ne-a deschis ochii Domnul, a spus, mergem înapoi la frații noștri. Nu s-au dus înapoi, s-au dus înapoi la frații lor. S-au dus înapoi la ucenici, cu cei cu care a fost împreună și au spus, l-am văzut pe Domnul. Atunci când îl văd pe Domnul, atunci când îl vezi pe Domnul, să știți. Și știți unde trebuie să-l văd pe Domnul? Știți? Fratele meu. Să-l văd pe Domnul, fratele Cosmin, și spun, frate Cosmine, mă bucur că sunt frate Cosmine. Să-l văd pe Domnul, soră, fratele. Să-l vedem pe Domnul. Pentru că dacă ne uităm la noi, ne pierdem. Și vedem încețoșat, vedem, nu vedem lucrurile clare. Dacă Domnul ne deschide ochii, vedem, uite-mă, într-adevăr, în omul ăla este Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Să ne deschide ochii, frații mei, să vedem lămurit lucrările lui Dumnezeu. Aș vrea să mă apropiu de încheiere, pentru că timpul trece. Nici nu vreau să vă plictisesc, dar aș vrea să vedem ceea ce ne spune Domnul Iisus Hristos. Domnul ne spune în versetul 19, în felul următor. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Și acum vă spun de mine, ca să nu interpretați, da? Când m-am îmbolnăvit cu inima și cu valva și așa, un frate care mă iubea, în ghilimele, da? O spus altui frate, da? Că Domnul cercetează inima. Înțelegeți? Însă, într-adevăr, Domnul a cercetat-o. Și a reparat valva, jumătate bate pentru Domnul, jumătate bate ca să trăiesc și slăvit să fie numele Domnului, frații mei. Oamenii vin și spun, a, l-a bătut Dumnezeu? S-a atins Dumnezeu de imalul și oamenii care m-au bătut spun, da, Dumnezeu. Însă să știți că Dumnezeu face rana și tot El o leagă. Dumnezeu nu face nicio încercare mai grea decât pot eu să duc. Și Dumnezeu are un scop anume cu mine atunci când mă pedepsește. Și în Evrei spune, fiilor, nu disprețuiți mustrarea Domnului, El se poartă cu voi ca cu niște fii. De ce? Pentru că mă vrea mai bun. Pentru că mă vrea mai sfânt. Pentru că mă vrea mai neprihănit. Însă noi ca și frații mei, nu trebuie să arătăm cu degetul. Iertați-mă. Dimpotrivă, trebuie să stăm împreună, trebuie să ne rugăm, să ne postim, să postim unul pentru alții, ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne dea aur curățit prin foc credință, să ne dea haine albe, fapte neprihănite și doftorie pentru o care să vedem bine. Că atunci când vedem bine, nu mai arătăm cu degetul și spune așa-i trebuie. L-a bătut Dumnezeu acum. Nu. Ăla nu mai ești frate cu mine atunci. Nu mai e. Domnul Iisus Hristos spune că disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii, așa de disprețuit că îți întorceai fața de la ei și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși,
El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi credeam că este disprețuit, bătut, batjocorit de Dumnezeu. Și pedeapsa care ne dă pacea a căzut pe umerii Lui și prin rănile Lui suntem dămăduiți. Slăvit să fie Dumnezeu! El este Dumnezeul nostru care se ocupă de fiecare. El vine și spune: omule bun, eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Și spun și am spus Domnului: Doamne, egal ce vrei să faci cu mine, egal cum, nu-i problema mea asta, important este să mă mântuiești, Doamne. Dacă vii la noapte, să știu că merg cu Tine. M-am rugat Domnului și am spus: Doamne, important este să intru în împărăția Ta, să intru în slava Ta, frații mei. Pentru că toate celelalte lucruri de aici ne trag în jos. Ceea ce ne trage în sus este apropierea de Domnul. De aceea Domnul a spus: te sfătuiesc să vii la mine. Și în această seară aș vrea să venim la Domnul. Că Domnul pe unul ne bate cu o boală, ne pedepsește, că nu ne bate Domnul. Domnul ne pedepsește ca pe niște copii. Unul ne dă o boală, la unul ne dă un accident, la unul are probleme cu nu știu care, alții mulți își ascund. Și eu puteam să mă ascund, să nu spun la nimeni că sunt așa bolnav, nu? Dar nu asta e secretul, frații mei. Secretul este să vin înaintea Domnului, să mă pocăiesc și Dumnezeu să-mi dea vindecare, binecuvântat să fie numele Domnului. Pentru că suntem răniți de diavolul și Dumnezeu îngăduie de multe ori ca diavolul să ne rănească, să ne lovească și după aia să ne mai și lovească prin frați, prin prieteni, prin nevastă. Că vă aduceți de aminte, Iov, nu era nimeni ca el în țara Uț. Nimeni! Și la un moment dat au venit prietenii lui cei mai buni. Și au zis: bă, Iov, păi dacă tu n-ai fi vinovat, Dumnezeu nu ți-ar fi îngăduit soarta asta. Dacă tu n-ai fi păcătuit împotriva lui Dumnezeu, tu n-ai fi în starea asta. Și cât paci Iov să spună: da, că am păcătuit, aproape. Dar totul spune: am un lucru foarte clar. Știu că ochiul meu îl va vedea și îmi va fi recunoscător, slăvit să fie Dumnezeu. Și au trecut, spune Scriptura, aproximativ 18 ani în care Iov a trebuit să stea pe gunoi, în care Iov a trebuit să fie disprețuit de prietenul lui, până și de nevasta lui. Și a venit o vreme în care Dumnezeu și-a întins mâna și spune că l-a ridicat pe Iov de acolo, l-a înălțat din nou mai înalt ca și cum a fost înainte și i-a dat copiii înapoi. De ce? Pentru că Iov și-a îndreptat ochii spre Dumnezeu. Și în această seară, dragii mei, așa cum cuvântul lui Dumnezeu ne sfătuiește, chiar dacă Domnul ne mai mustră, chiar dacă Domnul ne mai pedepsește, El vine și ne spune în asemenea situații să nu ne răzvrătim. Adică vine și spune: fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Acum suntem mulți plini de râvnă câteodată și mai văd și eu, nu la voi, că nu sunt aici să văd, dar la noi și în altă parte. Oameni plini de râvnă și fac și drept, dar fără pocăință. Nu se poate, frații mei. Râvna e bună, dar trebuie să fie cu pocăință. Că dacă nu-i pocăință acolo în râvna aia, e degeaba. Și mă rog ca Dumnezeu în Sion aici să dea multă pocăință. Oameni plini de râvnă cu pocăință. Și să ne ridicăm la o statură înaltă care ne vrea Dumnezeu. Pentru că atunci când oamenii arată cu mâna, frații mei, nu-i bine. Vă dau un exemplu din Vechiul Testament și înțelegeți-mă bine. Ezechia, cuvântul lui Dumnezeu, dacă veți citi în Cronici, nu mai citesc acum că e târziu, spune că acest om al lui Dumnezeu n-a fost nici un împărat să fie așa plăcut lui Dumnezeu ca și împăratul acesta. Niciunul! Până la el și după el. Și la un moment dat îl trimite Dumnezeu pe Isaia și du-te la Ezechia, bate la ușă și spune: Ezechia, pune-ți casa în îndoială că mori. La 40 de ani aproximativ. Tânăr, nu? Păi cum? Un om care e plăcut lui Dumnezeu, un om care după voia lui Dumnezeu a sfărâmat astarteile, a stricat stâlpii idolești, a pus din nou rânduială în templu și așa. Și vine Dumnezeu și spune: Ezechia, te-ai îmbolnăvit de o boală și mor, pune-ți casa în îndoială. Și cuvântul Domnului spune că Ezechia, numai cât a ieșit de acolo Isaia, s-a întors cu fața la perete, a plâns și a spus: Doamne, adu-ți aminte de mine că am umblat cu nevinovăție înaintea Ta. Și n-a apucat Isaia să din curte, Și Domnul îi spune: Isaia, moment, am alt mesaj. Întoarce-te înapoi și spune la Ezechia că nu va muri și va mai trăi încă 15 ani. Frații mei, mă rog ca Dumnezeu să ne ajute
să fim oameni care să umblăm în credință, să rămânem în credință. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fim oameni care să avem haine albe, fapte neprihănite, să ne dea Dumnezeu ochi curați ca să vedem lămurit. Și Dumnezeu încheie, Hristos încheie acest capitol și spune că El are așteptări de la noi. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, voi și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. În această seară am și eu o întrebare. E valabilă și pentru mine. Aude cineva? Aude cineva? Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Pentru că atunci când auzim ce ne vorbește Dumnezeu, cuvântul Domnului spune că deschidem ușa. Când deschidem ușa, frații mei, și intră Hristos în noi, suntem altfel de oameni. Atunci Hristos îi dăm voie să intre în toate încăperile vieții noastre, în mintea noastră, în inima noastră, vine la masă cu noi, spune cuvântul Domnului, și la masă, știți ce se întâmplă? Ne se deschide ochii, frații mei. La masă, când stăteau cei din Emaus, li s-au deschis ochii. Doamne, ajută-ne să-ți deschidem ușa, să te auzim vocea și să facem voia ta. Și Dumnezeu încheie și spune în versetul 21, celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Dragul meu, Dumnezeu are răsplătiri pentru toți aceia care ne pocăim, pentru toți aceia care deschidem ușa ca Iisus să intre în viața noastră, pentru toți aceia care venim la El să cumpărăm aur, credință, să cumpărăm fapte neprihănite și să ne lumineze ochii. Și în toate numele Domnului să fie binecuvântat. Amin.